Vă salut, bine v-am regăsit, vă mulțumesc că dați click pe join, pe alătură-te, abonează-te, membrii canalului, noi abonați, comentarii. Vedem că a ieșit așa un scandal între oracolul de la Bălăcești și purtătorul de cuvânt manager de la FCSB Steaua și n-aveam cum să nu comentăm pentru că au fost doi dintre oamenii în care... am comentat de-a lungul timpului domnului de la FCSB, angajat de la FCSB, i-am răspuns la atacurile în direct lansate la într-o emisiune televizată. Vorbim și despre oracolul de la Bălăcești, pentru că v-am spus și asta aici, sunt de acord cu domnul de la Steaua, cu domnul Stoica. Bă, ok, tu-i pricepe, tu la ce te-i pricepe, dar să ajungi să vorbești de tactică și de sisteme de joc mi se pare foarte mult. Și o să vedem și care au fost discuțiile, o să o luăm cu, o să o luăm așa, cu sfârșitul. Face Dumitru, hai să o luăm cu începutul, mai bine după meciul cu Viking, iese de la meci în timpul meciului, încă nu se terminase. Și declară că e haos la FCSB, că așa, asta am mai văzut-o, dar bine. Bă, s-a ajuns să dai știre în ziarul de sport ce face oracolul de la Bălăcești și cu ce femeie face poză după meci? Păi eu nu vreau, mă, să citesc asta în ziarele de sport. O fi angajatul ziarului, trustului, ce-o mai fi, dar bă, eu la sport vreau să citesc de sport. Nu ce îi răspunde oracolul unei femei care vrea să facă poză cu el. Și se declară deranjat Meme Stoica de apreciere tehnico-tactice ale oracolului și îi răspunde, și o să căutăm aici că sunt multe declarații, conflictul dintre cei doi a pornit după meciul dintre FCSB și Viking, când Dumitru Dragomir a fost foarte revoltat despre ceea ce a văzut, de ceea ce a văzut pe teren. Și a zis că e haos, sisteme și nu mai știu ce. I-a răspuns și Mihai Stoica spunând că habar n-are. Zice așa, Dumitru Dragomir i-a aruncat cuvinte grele, l-a numit slugă și atârnător, printre altele. Mihai Stoica zice pe Facebook că n-am cum să întrețin o polemică cu acest personaj. În plus țin prea mult la Bogdan Dragomir. Bogdan Dragomir e băiatul oracolului. Până la urmă e loc pe planetă și pentru atârnători, slugi, sifoane și măscărici, spune Meme Stoica pe Facebook. Unde atașează și o captură de ecran cu o declarație a lui Dumitru Dragomir din 2016, în care acesta spune că omul cel mai potrivit pentru a prelua șefia LPF după plecarea mea e Mihai Stoica, băiat deștept și uns cu toate ale fiile. Aici vedeți limbismul și pupincurismul care generează, care guvernează în fotbalul românesc. Că noi am mai tot discutat despre lucrurile astea, caut și declarațiile mai ample așa. Am discutat despre astea și sunt la modă. Și vedeți că se poartă influențele, pupincurismul ăsta, lasă vorbesc bine de la că poate am interes, lasă că poate mă aude Gigi și e bine, lasă-i răspund, să-i răspund lui ăla că dă bine la patron, să poartă, s-au purtat și se vor purta mult timp de acum încolo, pentru că asta e trendul. Asta e lumea, așa se întâmplă și merge așa, cum îmi place mie să spun. O să caut acum să vedem și ce mai spune domnul Dragomir, că gata, am găsit. Dumitru Dragomir, atac nuclear la adresa lui Mihai Stoica după ce acesta îl făcuse praf. Și zice așa, f-
fostul președinte al ligii s-a arătat deranjat de modul în care Stoica s-a exprimat, amintind de trecutul deloc îndepărtat al acestuia când a fost privat de libertate, să spunem. La Steaua e o slugă, i-a mâncat banii lui Gigi Becali. Degeaba. Vorbește mult și prost. Și zice așa. Nu mă interesează ce spun unele slugi din fotbalul românesc. Nu a fost niciodată un conducător, Meme Stoica, pentru a putea vorbi cu mine. La Galați a fost atârnător, la Steaua a fost o slugă, din cauza căreia de 5 ani clubul nu ia niciun titlu. El crede că dacă este acid și spune că nu mă pricep, are vreo valoare. Eu sunt de meserie și antrenor. Bă, dă-o naibii. Cu școală. Da. Ele vorbitor. Vorbește mult și prost. I-a mâncat banii lui Gigi Becali degeaba. Știe el Gigi probabil de ce-l ține pe acolo. Că dacă nu faci nimic și nu iei titlul 5 ani, nu îl ține pentru performanță. Îl pune să vorbească prostii. Unde a fost ultima dată, nu cred că a învățat să vorbească așa. Dacă a fost obraznic cu mine, am să-i dau câteva ștachii de acum înainte cu probe, ca altă dată să știe să respecte un om care se pricepe la fotbal, care a condus fotbalul profesionist și care nu a fost sluga nimănui niciodată. Îmi vine ca o mănușă acest scandal pentru că duceam lipsa unui cancan de acum înainte. Să vedem dacă rezistă la tăvăleală. Și el și alții din jurul lui de acum înainte revin puternic pe turnantă în declarații. Așa, pentru cultura lui, am spus că adversarul a jucat 5-4-1 și ei aveau doar un singur vârf între cei 9 fotbaliști ai adversarei. Altă dată să fii atent la ce spun. Și am mai spus că antrenorul Dică poate nu a avut timp încă să pregătească echipa așa cum și-ar dori. Da, ce să mai zici, că dacă e și antrenor și cu școală și priceput la fotbal și câte echipe a antrenat sau e antrenor așa din umbră sau... Ba, antrenori trebuie să profesezi măcar o dată, o zi, 3 zile, 5 zile, adică măcar să fii cum a fost Chirilă, altul care să crede priceput la fotbal. Dar așa, că mai îmi ziceam eu unul la un moment dat, eu mă pricep la fotbal, că am văzut multe meciuri. Păi da, da. Și dacă te uiți la filme porno, nu înseamnă că ești un actor. Poți să fii cel mai, în bun caz, mânar. Adică, na. Și aici avem... Și ce spune Meme Stoica? Zice așa. Nu mă interesează ce spune Dumitru Dragomir. A ajuns și el să facă analiză tactică. Tot ce spune un nonsens, habar nu are. Cum am dat golul? Centrare senzațională, Pantea. Bă, mai terminați că au început cu Pantea cum a făcut cu Octavian Popescu. Bă, a dat o centrare, e fundaș, trebuie să știe să centreze. Mai terminați cu centrarea senzațională și... Dă o centrare din margine care, da, ajunge în careu de 16 metri și dă ăla cu capul. Zici că cine știe ce a făcut? Păi sunt astfel de centrări, de-astea 10 pe meci. La unele echipe. A dat o centrare. Păi de-aia e pus acolo, funda să urce în atac, să creeze superioritate și să dea centrare. Și mai spune Dumitru Dragomir după ce îl pupă în cur. Că ăsta-i termenul, bine, aici, ca să dea bine la Gigi. Octavian Popescu, păi Octavian Popescu a fost cel mai slab jucător după teren. A jucat bine tactic și a încercat să facă ceva. Păi aici cu tactica mai are dreptate și Meme Stoica. Hai să fim serioși. Dom'le, nu știu, eu nu-l cunosc, dar gata, mi-am dat seama, nu știe să gestioneze laudele. Păi n-ar avea ce să gestioneze, că astea sunt laude... Dar niște oameni care habar n-au de fotbal, din punctul meu de vedere. Și da, îi fac rău laudele astea de nicăieri, când el joacă de nota 4 și îl faci de 8. Și la meciul ăsta el e singurul care a încercat să facă ceva. Probabil să întrevede vreun comision. Centrare senzațională, Pantea, lovitură de cap Niculescu, bară.
Nu înțelege nimic din ce spune. E haos în gândirea lui. Nu știe nimic. În ce calitate vorbește? În timp ce vorbea, se juca meciul, se auzea rumoarea. Niciodată n-o să ajung să comentez ce spune un om care habar n-are. Păi, tocmai o faci. 5 în spate, ce 5 în spate? Niciun 5 în spate. A zis că am jucat noi cu 5, a spus Meme Stoic. Ce naiba să mai zici? Ce naiba să mai zici? Pentru că Meme Stoica mai stă pe bancă, ne spune și Meme Stoica ne expune ideile sale tactice când era antrenor Toni Petrea, vedem că se sfătuiește cu Dică, ne spune tot timpul ce performanțe a avut el în cupele europene, în campionatul României, dar nu ca fotbalist și nici ca antrenor, ca om din staff, care în ultimii mulți ani nici măcar răspunzător de transferuri sau cu transferurile. Așa că, oricum, din punctul meu de vedere, este mult mai calificat Meme Stoica să vorbească despre chestii tactice, chiar și tactice, decât Dumitru Dragomir, care, hai să fim serioși, nu că are 80 de ani, că Meme face referire și la vârstă și nu, asta nu mi se pare corect, poate să aibă și 180 de ani. Acum să uită, să pricepe și aia își dă cu părerea sau crede că să pricepe. Dar una e să stai la birou, să faci matrapas lucruri cu Jean Pădureanu, Ștefan, Iancu, Sechelariu și nu mai știu cine, Halagian și alții, și alta e să ai cunoștințe tactice și să fii antrenor sau să fii director sportiv, director tehnic, manager și așa mai departe. Dar acum să pricep ei unii care n-au nimic în comun cu fotbalul. Dă bine de rău, Dumitru Dragomir a fost președintele ligii câțiva ani buni. Eu sunt curios de o altă treabă referitor tot la Mihai Stoica și la declarațiile date despre ieșirea prostească a lui Olaru, care încasează cartonaș galben în minutul 90 ceva la un faul clar al lui Iani Stoica, el se duce să protesteze și primește cartonaș galben din partea arbitrului pentru proteste pe bună dreptate și e suspendat la meciul retur, el fiind cel mai în formă, cel mai bun jucător al FCSB-ului în momentul de față și se simte grav lipsa când nu este în teren. Și iese Meme Stoica destul de agresiv, pe bună dreptate, verbal, comentând ieșirea lui Olaru, spunând că va fi amenat. Bine, după ce spune patronul, spune și Dică, vine și Meme Stoica și întărește, pentru acolo, știți cum e, vorbește megafonul principal și după aceea se propagă efectul. Eu sunt curios și asta cred că e un semn că Olaru va fi vândut, pentru că așa s-a întâmplat și cu Tănase. În momentul când a luat atitudine Meme și mamă ce a făcut Tănase și aia, era ca și vândut. După aceea postează la mișto o poză de la nu știu ce meci, înainte de un meci, că domne, suntem în continuare prieteni și... Sunt curios dacă același lucru se va întâmpla și cu Olaru și dacă va pleca până la 1 septembrie. Și atunci vom comenta un pic mai mult spusele lui Meme Stoica, Mihai Stoica, referitoare la Olaru, pentru că vom avea toate datele. Trebuie să salutăm și decizia Ligii Profesioniste de Fotbal că acceptă solicitarea celor trei echipe participante în play-off-ul competițiilor europene, adică competiției Conference League, pentru că au timp de odihnă, bă, și bine fac. Bă, acum, bă, ai o săptămână între meciul tur și retur, șanse au toate trei, deci jos pălăria, trebuia făcute
mai de mult lucrurile astea, mai și la alte meciuri, dar bine mai târziu decât niciodată. Îmi spune cineva și chiar o să, în afară de prietenul meu Dinamoviscu, răspunsul la comentariile pertinente și cu argumente a celor care se pricep, îmi spune domnul Dragoș, îmi zice așa, domnul Dragoș care mă urmărește de mult și o să-i și răspund că sunt multe întrebări și, adică nu sunt multe, sunt vreo 4, 5, 5. Îmi zice așa, te salut cu respect și eu de asemenea, te urmăresc de mult, dar nu am comentat niciodată. Foarte rău că n-ai comentat pentru că ar fi trebuit să o faci. O să îmi permit de data asta să-mi expun câteva opinii, cu mare plăcere. Mi se pare că răstălmăcești des discursul în funcție de context, pentru a cădea mereu în picioare, avea dreptate. Nu! Nu le răstălmăcesc pentru că eu am argumente. Adică eu vin când îmi spun oricare părere, proastă sau bună sau mai puțin bună, pertinentă sau impertinentă, eu o argumentez cu niște argumente, niște motive, niște stări de fapt și n-am de ce să cad în picioare. Pentru că eu spun lucrurile alea câteodată le argumentez înainte de disputarea jocurilor. Iar după joc le mai reluăm odată și în funcție de ceea ce s-a întâmplat le discutăm. 2. Pur și simplu nu suporți opinii diferite. Ba da, dar trebuie să fie cu argumente opiniile. Nu că, hai ca să-ți dau un exemplu la cel mai recent caz. Domne, dacă nu lua Pap roșu, îi rupeam pe ea de la Berșeva, îi băteam de le dădeam cu terenul în cap, tu ești un prost că ai zis că ea sunt buni. Păi prietene, și 11 contra 11 și 11 contra 10 și 10 contra 10 a fost meci egal. 0-0, 1-1. Dacă cred că se pare că dacă nu s-a întâmplat nu știu ce, astea sunt, nu sunt opinii diferite, sunt idioțenii. Dacă nu lua cartonaș roșu Pap, dacă marcau și nu dădeau în bară, dacă se juca mai târziu și nu se juca mai devreme, dacă era iarba mică, nu era mai mare, dacă sunt niște dacă, nu sunt niște lucruri susținute cu argumente. Adică dacă se poate, eu cred că dacă era așa, asta e la biserică. Deci opiniile diferite trebuie susținute cu argumente. Nu că cred că, eu cred că, dacă nu era așa. Păi hai să fim serioși. Nu te-am auzit niciodată să spui da, m-am înșelat sau am greșit. Nu te-ai uitat cu atenție, au fost cazuri. E rar, e adevărat că rare, pentru că prezentând argumentele nu prea greșesc. Și asta este destul de adevărat. Dar uite, cel mai recent exemplu este Progresul Spartak București, FC Dinamo. Când am spus înainte de meci că am văzut două meciuri cu argumente, că am văzut două meciuri amicale ale celor de la de pregătire de la Spartak, două ale lui Dinamo, mi se pare echipa mai bună, Dinamo nu mai înfrângeri cu echipe de divizia B în meciurile de pregătire, câștigă niște meciuri cu echipa de divizia C, cu echipe, vine meciul oficial și bate Dinamo categoric și am spus, tot cu argumente, cea mai tânără echipă din divizia, primele două divizii, tracul debutului, s-au speriat că erau 3-400 de suporte dinamoviști în galerie și au jucat prost. Victoria lui Dinamo meritată. Dar etapa a doua îmi dă dreptate la ceea ce am spus, pentru că Dinamo începe și pierde, sau pierde, și probabil că va mai pierde, iar Progresul Sparta câștigă în deplasare la o echipă considerată bună, Unirea Constanța, FCSB, Steaua 2, și în deplasare. Deci, Dinamo pierde categoric cu Oțelul Galați,
Deci, lucrurile sunt susținute de argumente, prietenul meu, domnul Dragoș. Nu că îmi cade mie nu știu ce în jos, că sau că mi-e greu să zic că am greșit sau m-am înșelat. Nu, dar când sunt lucruri concrete și eu susțin niște lucruri și nu se întâmplă așa și nu sunt cu argumente. Dai prea multe, 4. Dai prea multă importanță acestor specimene, pare extrem de afectat în loc să te concentrezi pe cine te apreciază. Mulțumesc în deschiderea fiecărui video, vlog, celor care se abonează, celor care devin membri ai canalului, celor care sunt simpli privitori, celor care trimit mesaje. Deci, de-aia și vorbesc zi de zi cu toate că m-am cam săturat să-mi pierd timpul, să vorbesc, să răspund, să aia și unii doar să mă înjure. De-aia și am pus sub semnul întrebării continuarea cu această activitate. Înțelegi? Dar nu știu dacă tu ai fi deranjat sau prea mult deranjat sau deloc deranjat dacă te-ar înjura niște dobitoci fără pic de minte în căpățână, au cap doar să nu-i scalp, să nu-i plouă în gură când îi prinde furtuna pe stradă și atâta tot, fără argumente, fără, auzi bă, nu te pricep că așa cred eu, ești un prost. Păi, eu dacă spun ție acum după mesajul ăsta, du-te bă, cu mesajul tău de dobitoc. Tu vei fi afectat sau o să apreciez că ți-am răspuns? 5. Trebuie să recunoști că gramatica nu e punctul forte. Păi nu, prietene, dacă te înjură unul care vezi că e prost cu acte. Nu e punctul, că ce, eu vorbesc corect gramatical? Tu văd că ai scris aici cu virgulă, cu punct, cu... ai așternut corect gramatical. Probabil pentru tine gramatica a fost mult mai importantă decât pentru mine și sigur decât pentru dobitocii care îmi scriu să mă înjure. Dar dacă mă și înjur, mă și baia, mă și e și prost, păi cum să nu-ți răspund? Cum să nu fiu afectat? Uite, celor care au argumente și pe live-uri și în mesaje tale, mai pun o inimioară, apreciez un ok, dar dacă cum să nu-i ataci? Că, păi dacă sunt proști cu acte, eu nu-i atac că îl cheamă pe unul fănică cioplitorul. Sau își dau nume de alea de dobitoci. Dobitoci pentru ei, ei fiind niște n-ai ca nimeni. Omul puternic 2, Hagi al secolului. Maradona din Berceni. Păi n-are mă cum să te cheme așa în buletin. Dacă te ține, dă-ți numele tău. Sau ți-e rușine cu numele tău că te știe lumea de dobitoc. Nu? Punct. În rest, păreri de multe ori pertinente care îmi plac și pentru care îți accesez canalul frecvent. Sper că nu e cu supărare. Salut! Îți mulțumesc că te uiți. Eu aș vrea să am cât mai multe păreri pertinente, cum zici și tu. Și mi-aș dori să o astfel de oameni ca tine să scrie mai des. Te salut și eu și nu e cu niciun fel de supărare, toate cele bune. În rest, prieteni, sper că nu m-am lungit prea mult, să fiți sănătoși, mulțumesc pentru susținere, rămâneți oameni și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea și pe noi cineva. V-am pupat, zi bună să aveți!